Bună ziua, mulțumesc pentru interesul acordat. Astăzi, cum bine știți, a fost un Consiliu Politic Național al Partidului Social Democrat, la care s-a discutat despre ceea ce va urma în perioada următoare din punct de vedere organizatoric, congresul din 24 august, modificările pe care le vom aduce la acest congres și la statut și la modul de organizare a lucrărilor, despre conferințele regionale pe care le vom avea în perioada următoare în prezența domnului președinte Marcel Ciolacu și diverse alte lucruri. În ceea ce sunt convins că vă interesează foarte mult, s-a discutat despre modificarea statutului în sensul în care să existe 4 vicepreședinți suplimentari pe zona de specialități, de competențe. Vor fi 8 în zona aceasta, 8 în zona regiunilor, 2 prim vicepreședinți, președintele firește, secretarul general al partidului și președintele Consiliului Național în conducerea care va fi aleasă. Vom avea o premieră la acest congres, se va vota președintele electronic pe telefonul mobil în baza unui cod QR individual pe care îl va primi fiecare delegat pe spatele legitimației de delegat. Pe acel QR se va avea acces și la documentele partidului și când se deschide sesiunea de vot se va vota acolo. În rest, depunerea moțiunilor până pe 22 august pentru alegerea președintelui partidului. Nu avem, cum v-a spus și domnul președinte Ciolacu, niciun fel de înscris până în acest moment din zona independentă. Orice este posibil, dar se pare că este suficient de puțin probabil. Da, sigur că da, nu e niciun fel de problemă, dar în acest moment trebuie, sunt o mică, să nu fac vreo ceva, mică virgulă condiție, să fie aibă susținerea unei filiale a partidului. Este singurul lucru, în rest să aibă o declarație pe propriu răspundere că îndeplinește toate condițiile, buletinul, deci nu sunt condiții foarte complicate de îndeplinit, dar această condiție de ce te-a ajuns la această soluție cu votul electronic? Pentru că din experiența trecută, votul fizic însemna câteva ore la câteva mii de delegați câți vor fi acolo. Numărarea însemna alte câteva ore, iar lucrările efectiv după alegere și, mă rog, după ce se stabilea rezultatul final, s-ar fi desfășurat cu foarte puțină lume în sală, cum s-a întâmplat de fiecare dată. Este un vot secretizat. Nu se știe cine a votat ce. Este asigurată această secretizare de aplicația respectivă care ne-a fost prezentată astăzi. Nu avem niciun fel de problemă în această direcție, iar acest vot se va închide în 15 minute cu rezultat cu tot, ceea ce lasă timp la dispoziție pentru lucrări. În această ședință, candidatul la prezidențiale, cum se vor desfășura lucrurile la congres? Vine și înainte, ce ați vorbit astăzi? Am vorbit astăzi despre asta, nu foarte mult. Domnul Marcel Ciolacu a spus că nu va face un asemenea anunț până nu va discuta cu fiecare președinte de filială în parte. În general, și cel puțin de când dumnealui este președintele partidului, toate deciziile s-au luat în cadrul partidului, iar în perioada imediat următoare va lua contact telefonic sau direct cu toți președinții de filiale județene, urmând ca apoi, în funcție de discuțiile respective, pe candidatura eventuală a dumnealui, pe lista de conducere cu care se va prezenta la congres, să apară și anunțul dumnealui. Dar pașii premergători sunt cei pe care vi-am spus, vor avea... Acum, cel mai târziu pe 22, probabil că va fi un anunț și mai devreme în funcție de consultările, de când se vor desfășura consultările cu colegii noștri. Despre eventualitatea unui candidat independent, ați mai discutat? Este deschisă ușa, dar mi-e greu să cred că va veni cineva dacă până în acest moment nu a venit. Dumneavoastră la organizație nu va cere nimeni sprijin independent? N-a venit nimeni independent pe la noi pe acolo. Noi am transmis deja o rezoluție de susținere a domnului Ciolacu în poziția de președinte al Partidului Social Democrat. Se va merge cu lista la moțiune? Da, se va merge cu lista membrilor din conducere, cei pe care vi-am zis 21 de membri, program și așa mai departe. Domnule Romoșcanu, până acum era o cutumă, mă rog, nu neapărat cutumă, a spus-o și domnul președinte Ciolacu și domnul Ciucă, spunea că nu se atacă membrii guvernului între ei, guvernarea este în afara luptei politice. Totuși vedem în ultima perioadă atacuri inclusiv din partea lui Marcel Ciolacu la adresa
colegilor de partid, al lui Nicolae Ciuc, colegilor din coaliție. N-am văzut niciun atac la nivelul guvernului. Cum i-a cerut demisia lui Boloș? Nu a cerut nimeni demisia lui Boloș. Domnul Boloș și s-a cerut demisia, din ce țin eu minte, cel mai mult din partea Partidului Național Liberal. Deci dacă se atacă guvernul de pe strada respectivă, e problema dumnealor. Domnul Celau a zis că va lua măsuri de fiecare dată când se vor întâmpla lucruri. Primul din lucrurile care a fost menționat cu subiect și predicat a fost acela de a avea măsurile luate după o consultare publică. Nu am discutat pentru că a fost o discuție, a fost o întâlnire politică. A fost o întâlnire politică, sunt convins că în funcție de rezultatul anchetei administrative și dacă în partea de parchet și justiție se va dovedi că ancheta administrativă nu a fost desfășurată în conformitate cu legea și cu așteptările noastre în general, se vor lua măsuri. Dar deocamdată așteptăm aceste lucruri. Se vor lua măsuri? Asta trebuie să vă spună domnul prim-ministru, a zis că nu va ezita să ceară demisii de sus și până jos, asta este ceea ce a spus domnul Ciolac. Ați avut discuții astăzi pe această temă sau nu? Nu, absolut, n-a fost nicio discuție legată de sănătate în această ședință. Mulțumesc mult!